Personalitatea, în invariabilitatea ei, ia o formă diferită pentru fiecare relație, și iese puțin diferită din fiecare relație. Am început cu citatul din Bilge Carasu, pentru că tot episodul a fost despre Ceilin. Cred că știți deja părerea mea despre Ceilin, nu e nevoie să mă repet, nu voi spune altceva decât că e cel mai confuz personaj feminin văzut vreodată. Cred că v-ați convins cu toții deja că ea nu reprezintă un personaj pozitiv, și cele care veți sări că e un personaj foarte real trebuie să știți că aveți dreptate, e un personaj real. Dar nu e pozitiv. Să începem cu discuțiile ei cu Iecta. Îl prinde ca mințit, a înșelat în legătură cu suma primită drept compensație de la spital, dar nu e vorba de înșelăciune, ci de faptul că a primit dublu decât a declarat e o fraudă în toată regula și față de cine? Clientul a primit deja mai mult decât a pretins, dar Iecta a înșelat-o pe singura persoană cu adevărat importantă în viața lui, pe Ceilin. Si de ce e singura la care ține? Pentru că e ca el, Iecta îi mărturisește că oamenii ca ei nu se pot schimba radical niciodată, își pot ascunde doar răul din ei, dar nu îl pot eradica. Tristă această mărturisire. După Biblie, ne naștem răi, pentru că ne naștem din păcat pare o aberație, pentru că bebelușii sunt puri, inocenți, nevinovați însă sunt născuți din păcat. Cu timpul începem să avem ocazi să facem bine. Orice o mare rău și bine în interior, însă capacitatea de raționare ne face să alegem binele. Nu pot fi de acord cu oamenii care se justifică prin faptul că au încercat să-și controleze răul, dar nu au reușit. Ceilin nu face altceva decât să-și plângă de milă. A fost o paralelă drăguță între ea și Ailin, cu situația în care Ailin îi reproșează lui Osman că i-a pierdut casa. Care casă? Ea nu a lucrat niciodată, nu a avut nimic, ba mai mult, ea a fost cea care a pierdut ca o idiotă singura casa lor cu amanticul ei escroc. Dar îi reproșează lui Osman. Cam așa e și cu Ceilin. Care a făcut toate minunățile posibile în relație, dar îi reproșează lui Ilgaz. Dintr-un feminism greșit înțeles, toate au sărit cu gură pe Ilgaz că e gelos, că o trage la răspundere. Că e femeie sau bărbat, Ceilin a trecut din nou pe lângă regulile bunului simț dintr-o relație. Ilgaz nu e gelos, el e mult prea inteligent pentru a fi gelos fără motive evidente. Ilgaz e doar dezamăgit cu atât mai mult cu Katia îi aruncă în față faptul că nu avea nici cea mai mică intenție să-i spună adevărul. Voi trece complet peste faptul că, singură fiind în casă cu un copil mic bea o sticlă de vin și se îmbată criță, pentru că iarăși feministele ar putea spune că are și ea nevoie de descărcare. Însă nu pot trece peste scenă în care firat o întreabă despre viața ei. îi reamintește de jocul lor de a fericirea ce fel de oameni joacă jocuri pe stradă, și ei de lecții despre cum ar trebui să fie ea în viață. Chiar o cunoaște un bărbat care a fost timp de 2 ani în viață ei cu peste 10 ani în urmă atât de bine încât să știe dacă e fericită? Ce înseamnă fericirea pentru o femeie măritată a treia oară cu același bărbat și care are o fetiță? Ce așteptări are ea de la o relație? E nefericită pentru că a trebuit să se prefacă bună, când ea de fapt nu e așa dacă a făcut eforturi să fie bună, înseamnă că era jale dacă nu făcea aceste eforturi, pentru că, în ciuda lor, a mințit, a încercat să ascundă crimă nepoatei. A îngropat un cadavru și câte altele. Ceilin ar trebui să se chestioneze serios asupra caracterului ei și nu să regrete eforturile de a părea un om mai bun. Am rămas profund dezamăgită de evoluția acestui personaj dacă mai e loc de altă dezamăgire dacă o femeie ajunge să-i reproșeze soțului că e prea corect și că cere același lucru și celorlalți și noi ajungem să o compătimim, unde vom ajunge ca societate? În acest moment nu mai vreau categorică ca Ceilin și Ilgaz să aibă șanse ca și cuplu. Cred cu tărie că Ilgaz merită ceva mult mai bun. Însă dezamăgirea cu Ceilin a fost compensată de interpretarea lui Penar. O adevărată maestrie a fost interpretarea ei cu chipul care a transmis o paletă foarte complexă de sentimente. 3. Autocompătimire, tristețe, furie, ciudă Despre il gaz, numai de bine. Capabil să ucitească în un caz din prima, capacitate de control a tuturor echipelor implicate, stăpânire de sine, putere. Fisticii, superchi, F a fost lăsat deocamdată la o parte cu revenirea tulburării lui cleptomaniace. Cinar, care pare că și-a găsit drumul, cel puțin temporar, și o nouă atenție feminină. Un nou episod foarte bun. Am ajuns să ador episoadele când primesc motive să o urăsc pe Ceilin. Si nu pot să trec peste scenele cu micuța Mercan, cea în care empatizează cu tăticul ei când Elif îi explică de ce dorm tăticii pe canapea. Sau când umple casa cu prezența ei când se întoarce de la grădini, sau când o asigură pe Defne că prezența ei la masa lor este întotdeauna binevenită. Fetița asta are niște calități empatice foarte bine conturate de scenaristă, și pentru asta are laudele mele.